a rupt elastic. S-a întâmplat ceva, a? Stați un pic că s-a întâmplat ceva. Vezi să nu... Tibi, hai lângă mine, vină încoace. Cum ești? Îți ține microfonul. Bănuiesc că ceva n-a fost în regulă. Stai că ajungem și acolo. Hai să vorbim cu antrenorul tău. Nu a fost o săritură reușită, dar Tibi a fost un concurent ideal pentru mine. El a fost foarte perseverent, el a venit la antrenament tot timpul, era ca un titirez. Făcea o săritură, imediat era pe platformă lângă mine. Zic, când ai reușit să vii? Cum? Deci chiar ideal pentru un concurent să fie așa motivat. Din păcate, acum a greșit-o. Se întâmplă, Tibi. Felicitări, în schimb, pentru curaj și pentru perseverență. Mulțumesc, bravo. Foarte mult, mersi, bravo, Bobo. Bravo. Hai să vedem și o reluare, pentru că avem și reluări. Ia, fiată. Oh. Ai tras de ceva? Clara, știi foarte bine că e o săritură grea și pentru un săritor în apă, ca să poată să o echilibreze. Este, da. Da, el azi a făcut-o foarte bine la 5 metri. Stai puțin, dar ce? Acum mergem cu de-astea, cu... Stai că trebuie să înțelegem profesionist, ce... stai puțin, că genunchii, stai puțin. Nu, frate, hai să dăm note pe bune, adică... Stai, Jorge, să vezi nota imediat. Pentru că mi-a ridicat o Bobo la fileu și pentru că sunt foarte curios ce are de spus Clara, o să-i dau Clarei cuvântul. Da, o cădere înapoi întins, frumoasă, dar din păcate ratată. Păcat, mi-ar fi plăcut să o reușească, pentru că nu este o săritură ușoară. Este o săritură dificilă. Natanticu, fii atent acolo, te rog. Nu, dar și eu mi-am dat seama că e săritură dificilă, că nu i-a ieșit. Îmi pare rău că nu ți-a ieșit. Da, ai avut genunchii doi din platformă, ai zmuncit cam tare de brațe. La plecare, exact, trebuia să stai mai calm și să cauți marginea bazinului mai mult, să cazi cum ai cădea pe saltele. Nu să te grăbești în apă. Dar el nu e, el e surfer, unde să cadă pe saltele? Păi stai, mă, sora mea, să-mi dau și eu cu părerea că sunt aici colegul tău. Dacă el face surf pe apă, de unde se știe de saltele? Eu nu mă duc să-l punctez la surf. Dar nici la saltele. Mie nu, mi-a plăcut săritură. Cum a sărit. Mie mi-a plăcut cum a sărit. Stai un pic, Natanticu, că ajung la tine. Clara... Terminați. Da, mai știu ce mai vreau să mai spun. Băi, nu te mai băga. Ia uite. Am prins ideea cu grava oricum. Eu sunt pe surf aici. Da, așa. Păcat. Mi-ar fi plăcut să-ți reușească. Asta e. Ți-ar fi felicitări mersi, pentru curaj. Mersi, mult, mersi. Iulia, ia zi, Iulia, ce părere ai de săritura lui Tibi? Eu am o curiozitate. De ce toți surferii au pletă? Pentru că dă bine în apă. Bate soarele nu cam tare de multe ori și ne ajută un pic să nu ne bată direct pe cap. Ia uite, există o explicație logică. Mi-a plăcut că ai încercat o cădere diferită. Nu e ceva ce vedem toată ziua aici și îmi place lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult. Dar, din păcate, ai ratat intrarea în apă, așa cum bine știi și tu. S-ar putea să țin cont sau nu de asta, pentru că eu câteodată mai punctez și alte lucruri. Natanticu, te rog frumos, aranjează-ți un pic părul, că zici că ești ciocănitoare Audi. Fă ceva la păr, ești la televizor. Era să și uit cum îl cheamă pe Neamărin. Neamărină! Nu știu dacă ai ajuns pe val vreodată, probabil că tot cauți să ajungi pe val și vei ajunge că să vede că ești perseverent, dar eu sunt atent și la ce se întâmplă la începutul show-ului acolo. La dans ești sub val total. Mai auzi, da, da. Nu, ți-am spus ca să știi, dacă cumva ai de gând să te apuci de dans, trebuie să ai grijă. Bun, mă așteptam să fie o săritură bună după cum ai început. Numai că te-ai dezechilibrat, ce ai făcut tu, a fost mai mult splash. Și eu am să punctez ca atare. Mulțumim mult, Neamărine. Si, mulțumesc foarte mult. Jorge, cum ți s-a părut? Fodori, să te lași pe spate, să-ți pierzi controlul, e cea mai tare chestie, nu, dar eu n-am reușit să o fac. Urmeze Jorge acum, deci chiar vreau să urmeze Jorge. Mai da, cât de mult vorbește acest om, îi vreau să urmeze. Păi da, i-am dat lui... Eu urmez? Da. Du-te, domne, de aici, o lasă, mă faci. Trebuie să mai stăm puțin să se cicatrizeze cuticula acolo. Să se cicatrizeze. Hai să trecem la note, hai să începem, uite, cu Neamărin. Ia zi, Neamărin. Uite, ca de la surfer la surfer. Da, dar eu dau nota să vezi cât de mulțumit o să fie Jorge. Nu știu dacă el, dar Jorge va fi mulțumit. Bravo, Neamărine! Ai văzut? Așa de bravo! Eram convins. Bun. Pe merit. Natanticu. Pentru părul tău ăsta superb, deși am soție, să nu crezi cum mă dau la tine, dar Tibi,
Apreciez, mersi mult. Normal cum apreciez. Ține bine de slip. Clara, zine, ce facem? Ce facem cu tipi? Avem o notă? Da, sigur. 4,5. O săritură ratată, din păcate. Tibi, ai 20 de puncte în cap și nota Iuliei, care va veni puțin mai târziu. Felicitări, omule, ține de șirăt acolo, du-te și repară, da?